Yo, ok. Salutare și bine m-am regăsit la un nou videoclip astăzi. Ne vom juca Cozacs 3. Aștept de foarte, foarte mult timp să joc jocul ăsta. Hai să punem și noi căștile de pe urechi. O să vă explic un pic care e ideea cu el. Wow. Wow, se aude destul de tare. S-ar putea să trească să dau un pic mai încet muzica. Dați-mi o secundă. Sound, music. Mai încet un pic muzica, că e... Cred că cam atât am, oricum e chestia aia de copyright și de astea. Bun, care e ideea cu jocul ăsta? Eu am jucat jocul ăsta când eram extrem de mic, dar am jucat Cozacs 1. Cozacs se chema pur și simplu, așa se numea jocul, Cozacs. Ăsta este Cozacs 3. Cozacs 3 este cel mai evoluat joc din ăsta de strategie. Este absolut genial. Și am așteptat jocul ăsta foarte mult timp, l-am găsit acum pe G2, am plătit 10 euro pentru el, pur și simplu doream să-l joc foarte tare. Chiar v-aș ruga din tot sufletul meu să apăsați butonul de like dacă vă place jocul, să mai facem videoclipuri în continuare. Țineți minte că eu știu cu ce se mănâncă jocul, doar că nu am jucat în viața mea Cozacs 3, dar Cozacs 1 îl știu să-l joc absolut, știu absolut tot ce există în jocul ăla. Bun, deci sunt bun la joc. Hai acum să vedem cam cum se mănâncă jocul ăsta, să dăm și noi un random map. Ok, fiindcă așa e cel mai distractiv. Bine, cu campaign putem face multe chestii, vedem noi pe parcurs. Deocamdată o să avem, să zicem că jucăm un 2, hai să jucăm, hai să jucăm un 2v2. O să fie 2 normali, mă mănâncă rău de tot nasul. O să fiu eu cu culoarea, m-am băgat culori noi, înainte nu erau culorile astea. Hai să fiu eu de culoare verde, o să fie prietenul meu de culoare mov, care vreau să fie cu mine în echipă, deci ăsta așa, ăștia doi o să fie în cealaltă echipă cum ar veni. Și eu vreau să fiu, mamă, bă, țările astea erau saxon, hai să dăm random, vedem ce țară ne pică, nu contează. Și uite aici este schema, erau câteva chestii pe care trebuia să le setez eu dinainte, stați o secundă, bine, mă rog, acum le pot seta. O să jucăm pe LAN, nu vreau să fie cu bătăi, cu bărci, cu dalea. E foarte mișto joc, are foarte multe feature-uri, asta îmi place. Să-mi suflu nasul neapărat. Bun. Highlands, nu, asta nu mă interesează. Starting resources, ăsta trebuie pe millions, trebuie să fim foarte bogați. Millions, da, millions e practic cel mai șmec, iar minerale, medii, high. Map size, normal. Start options, default, balloon, options, nu. Game speed-ul e pe balloon options-ul, yeah. Balloons, ok. Și cam atâta cred, cred că este cam atâta. Stați că mai erau niște setări, cannons, default, peace time, no peace time. Hai să facem un peace time de 10 minute, dar nu, că după facem episodul mult prea lung, știți, și nu vreau. Dă-i start, mă, hai mă, dă-i start, nu mai știu. Ideea e că e un peace time, e o chestie, hai că vă explic eu. Dacă aș fi băgat acel peace time, trebuie să ne mișcăm foarte repede pentru că n-am băgat peace time. Peace time înseamnă timpul păcii. Timpul păcii, să zicem că punea în 10 minute. În alea 10 minute, bine, nu puteam să ne atacăm unii pe alții. Erau alea 10 minute doar pentru a ne pregăti armata și pentru a face multe alte chestii. De obicei, când joci profesionist jocul ăsta, peace time, timpul păcii durează cam o oră. Cam așa joacă profesioniștii jocul ăsta. Așa jucam și înainte când jucam. Dar acum, pentru că îl facem pe un video și ne creăm pur și simplu o chestie de asta și se poate ca, uite, de exemplu, să nu câștigăm direct totul din primul episod, să, adică noi acum facem practic o hartă, o să vedeți, creăm o hartă și o să fim 2v2. Eu cu încă unii contra alții doi. Uitați, deci ăștia, ăsta sunt eu, ăsta nu știu cine e, ăsta nu-i dușmanul meu. Shift plus tab, așa, close this message, bun. Tovarășii mei sunt ăștia și ăștia sunt tot dușmani. Ok, bun, dar vă avertizez că este genial jocul, mie personal mi-a provocat dependență. Bun, hai să vă arăt eu cum jucam și cum se joacă. Practic, din chestiile astea pe care le construim noi, town hall-urile astea, ca pe Clash of Clans. Destul de tare. Ok, am început deja să construim. Și vă trebuie resurse, pentru că, de exemplu, o să vă moară oamenii dacă nu aveți destule resurse. Vă trebuiesc, uite, astea sunt bărăcile din care vă faceți soldați, astea sunt stable-urile din care vă faceți călăreți, iar din artillerii de port vă faceți de-aia oamenii, vă faceți de-aia cu tunuri. Bun, deci, practic, eu acum pot să fiu atacat oricând, deci trebuie să mă mișc destul de repede, pentru că n-am pus peace time. M-am bazat pe faptul că încă mai știu să mai joc. Să sperăm că nu s-a schimbat foarte mult jocul. Dacă nu s-a schimbat, o să fie floare la ureche, mai ales că jucăm pe normal, nu jucăm contra niște adversari foarte periculoși.
Bine, și cum contra calculatorului. Poți să joci și online. Nu știu dacă, știu că poți în LAN, dar nu știu acum dacă poți gen pe, dacă au vreun server ceva, nu știu acum. Ideea e că eu cum jucam, asta era tactica mea, făceam foarte multe town hall-uri, vedeți ce ăștia au făcut, două town hall-uri. Eu fac foarte multe town hall-uri și după aia încep și-mi fac foarte mult săteni de ăștia. Tot sătenii pun la muncă, pentru că aveți nevoie de foarte multe resurse. În jocul ăsta resursele, bă, sunt extrem de importante. Și o să trească să mă mici destul de repede pentru a-mi face și niște soldați pentru apărare. Deci o să fac câte down hall-uri de-astea îmi permite, nu mai știu exact câte îmi permite. Iar odată, eu am și o limită de oameni, uitați, acum am 18 oameni din 400, pot să fac 400 de oameni în total. Asta venind soldați și săteni și tot, deci așa se calculează. Și eu făcând astea, uitați, mai adaug 100, dacă vreau să mai fac, nu știu, un stable de ăsta, mai adaugă nu știu cât. Bun, eu zic că o să-mi ajungă astea, bun. Le selectez pe toate cu dublu click și era un... Stați o secundă, cred că te-ai construit asta, că de-aia nu cred că mă lasă. Era o setare de puteam să-i pun pe toți să... Bă, nu pe voi, bă. Ia, voi veniți aici, nu de voi mă interesează, bă. Ia. Ok, deci îi punem pe ăștia. Ok, hai să facem mult săteni de ăștia. Bam, 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 bam. Fă și tu, nu știu, vreo 200 și ceva. Dacă ține apăsat pe shift, face mai repede sau ceva de genul, nu știu exact. Oricum se aude destul de tare jocul, aș vrea să-l dau un pic mai încet. Mult mai încet. Bam, bam. Muzica trebuie mult mai încet, că este super stresantă. Bun, cred că e ok. Cred că e ok acum. Nu știu. Nu știu, cel puțin așa apare. Nu vreau să se audă foarte tare jocul. Bun, hai să vedem, sătenii ăștia se creează sau crea 6, văd. Bun, acum hai să-i punem pe ăștia la muncă. Trebuie să ne dezvoltăm cât mai repede. Nu știu, văd că ăștia, nu știu dacă au început deja să-și facă armate. Ăștia sunt sătenii lor, deci nici ei n-au început cu armatele, nu-i bai. O să trească să-mi fac și o fermă de asta, un windmill de asta nebun. Bun, deci am făcut asta. Mergeți, construiți-mi un mill de asta, uite aici. Vreau ca voi să mergeți să mai construiți unii. Bine, să ai cam 2000-uri de astea. Bine, rezist și cu unul, nu-i mare bai, dar da, de fapt, hai să construim mai bine o de asta, o baracă. Fiindcă nu poți să construiești, nu știu, uite, anumite clădiri, vedeți, nu poți să le construiesc pentru că trebuie să construiesc alte clădiri înainte, practic. Și de-aia trebuie să construim acum baraca, fiindcă după o să îndeblochezi o chestie, uite, asta, care se cheamă Academia. Iar Academia, practic, îmi dă niște upgrade-uri. Iar eu trebuie să upgradez lucrurile din Academia, uite, de exemplu, ca să-mi fac, uite, asta. Mie oamenii o să muncească la ea, dar o să mi se ducă la un moment dat greu și o să trească în continuu să apăs aici pentru a se mai face greu. Eu dacă fac un upgrade în Academie, nu o să mai trească să mai fac chestia asta și o să se fac automat. Tot felul de chestii de astea, e destul de interesant oricum. Bun, hai să vedem acum. Vreau să vă trimit la muncă, vreau pe toți ăștia să mergeți la lemn. Bun, deci ăștia toți acum mie o să-mi adune lemn, o să vedeți. Uitați ce frumos adună ei lemn aici, mamă, ce frumoase sunt graficile. Deci Cozax 3 e altă viață, bro. Bro, e altă viață Cozax 3. Se construiește destul de greu chestia aia. Bun, hai să-l punem și trimitem și pe Dimitri ăsta la muncă. Hai să vedem. Și acum era un buton ceva. Select all idle peasants. Da, uite ăștia care stau degeaba. Îi selectăm pe ăștia care stau degeaba. Mergeți și ajutați acolo până mi se face și grâu aici ăsta nebun. Era o chestie înainte. A pus să upgradez? What the fuck? Pot să schimb? Mă mut? Asta nu știu. Require building as academy, cathedral, artillery depot. Pot să fac un upgrade și pe alții merg în următorul secol. Cool. Asta nu știam. Astea sunt noi. Sunt chestii noi, vă dați seama. Chestii noi pe care acum le învăț. Dar oricum e mult mai mișto ca la vechiul cu siguranță. Ăștia sunt rușii, din câte mi-amintesc. Ăștia sunt rușii cu siguranță. Ăștia ce sunt? Bine, oricum scrie dacă apăs. Saxonii. Iar tovarășii mei sunt Bavaria. Bavaria era oia basic, default, în Cozax-ul, în primul Cozax. Iar eu sunt Spania, dacă nu mă înșel? A, veniți, veniți, sunt veniți, Venicia, veniți. Nu știu, aia pasă și tu pe alea. Eu zic să-i trimitem pe ăștia la muncă aici. Mergeți cu toții, e mare nevoie de mâncare. Toate fac de ăștia, nu? Da, bun. Hai să mai punem idle peasants, îi punem pe ăștia. Vreau să-i pun, uite, aici, să-i văd eu mai bine cum ar veni. Hai mă, ok. Bun, mă joc și cu tastatura, eu mă joc cu totul, este destul de bine. A, stați așa, că am făcut o chestie. Destul de nașpa, un pic mai încet, cu saturația e cam multă, știți, și uite așa, bun. Bun. Bun, cred că e mai ok acum. Pentru filmare am făcut chestia asta. Era o chestie, se vedea destul de saturat și cred că era cam prea saturat. Acum nu știu, vedem noi. Bun, hai să vedem, am făcut prima upgrade, să le facem pe toate, să ne asigurăm că o să meargă totul bine, bine. Da, deci e clar. Uitați-vă, vedeți, ei muncesc aici, ăștia ne produc mâncare pentru că avem nevoie foarte multe resurse. Și practic upgrade-urile de aici
sunt extrem de importante. Și uite, și astea sunt importante pentru soldați și pentru mai multe chestii. Asta e armata noastră. Hai să upgradăm și armata. Bun, deci vreau să-mi construiți încă o de asta. Nu, nu. Asta, diplomatic center-ul. Da, ăsta e foarte important. De aici scoatem niște soldați care sunt extrem de ieftini și practic sunt upgradați la maxim deja și ies destul de repede. Nu mai știu acum, pui mei. Hai să mai punem o de asta, uite aici. Bam. Bun. Tu vreau să faci ceva. Ia stai, mine. Hai să facem o mină, pentru că asta avem nevoie de mine neapărat. Ne trebuie gold, e foarte important. Du-te și fă mina acolo, nebunule. Bun, hai să vedem idle peasants. Mergeți și voi și ajutați la mine acolo cât puteți. Uite, vreau ca voi să munciți la piatră, pentru că și de piatră o să avem nevoie în curând, oameni buni. De coal nu o să avem nevoie. Deci este o să resursele astea pe care le găsiți în mină. Uite, putem să scoatem deja luptători. Sunt resursele astea pe care o să le găsiți în mină. Bun, le pot strict up amândouă din câte știu. Și fac gen așa. Da, le upgradez amândouă. Ok. Vedeți, mă, că știu să joc. Bun. Hai să vedem, trebuie să facem și o biserică de asta. Asta e nevoie pentru upgrade-ul la, pentru upgrade-ul în Century. Dacă vreau să mă duc în Century 18, bine. Cred că o să pot face asta destul de easy. Ce ați construit? Că nu... A, asta? Bun. Hai să o upgradăm și cu cât o upgradăm putem băga mai mulți oameni care să muncească, etc, etc. E destul de ușor. Bun. Aici se blochează mapa, am un mare coș pe față care mă cam doare. Ok, nu mă bag. O să pun să-mi întoarcă. Facem upgrade-urile minei. Uite aici facem un stable din ăsta. Noi de aici ne putem face, v-am zis. Stați o secundă cum arăt. Călăreții, care sunt extrem de importanți. Deci hai să facem călăreți de ăștia. Bun, hai să mai facem upgrade-urile, vin cum am luat cu alte chestii. Upgrade-urile. Facem upgrade-uri pentru armură. E foarte complicat jocul, mi-e destul de greu să vă explic totul. Hai să mai găsim acum încă o mină de asta cum ar veni. Ia stați. Mai vreau de ăștia să intre aici, mai facem încă un upgrade. Și mai vreau de ăștia să muncească la lemn. Văd că lemnul nu crește destul de greu. Vreau să-mi construiți un storehouse din ăsta. Pentru aici putem depozita practic. O să vedeți voi. Deci noi acum ne putem bate practic. Da, ne putem bate. Uitați, deja s-a atacat, vedeți, vedeți? Vedeți, ăștia vin după mine. Ăștia vin să mă bată. Bun, trebuie să mă pregătesc, să încep armata deja. Dragon de ăștia. Ok, hai să scoatem de ăștia. Facem destul de mulți pentru că au armată periculoasă ăștia. Bun. Bun. Deci fiți atenți, ăștia trag cu pușca, sunt niște călăreți care trag cu pușca și sunt extrem de puternici și super ieftini în momentul ăsta. Și practic eu cu ăștia, eu estimez că o să mă pot apăra lejer de ăștia. Ăștia sunt pe jos, au sulițe, nu or să mă poată atinge așa de ușor. Eu cred că scap de ei ușor, nu știu, acum vedem. Bun, hai să vedem. Acum vom mai avea nevoie și de un turn. Hai să facem și un turn de control, un turn de apărare. Hai să construim și un turn de apărare, de ce nu? Bun, iar cu voi, dragilor, am nevoie... bun, vreau să mai fac și upgrade-uri la călăreți. Dar nu la ăștia vreau, scuze. Uite la ăștia că sunt mai importanți, că ei atrag cu pușca și sunt foarte puternici. De obicei, cei care atrag cu pușca sunt cei mai puternici din jocul ăsta. Eu așa era înainte, acum nu știu. Requires upgrades. A, trebuie să mă duc în următorul century. Ia, ce mai trebuie? Artillery depot. Hai să facem un artillery depot. Unde-i, mă? Uite, îl fă-l și pe ăsta și după aia putem să mergem în următorul secol. Practic. Ok, se pare că ăștia chiar înaintează și vor să mă atace. Văd că aici deja sunt ceva bătăi, vedeți? Ia. Mă, ce-mi place că poți să dai atâta zoom și se vedea de tare. Încă graficile sunt mult mai evoluate, vă dați seama. Îmi plac sunetele astea. Ia, trebuie să dau totuși un pic mai încet dacă e cam tare cum ar veni. Ia stați. Cred că este ambientul. Și un pic de sound. Mă rog. Da, scantare un pic. Mă rog, nu contează, ne descurcăm noi. Sau asta e muzica, apoi mei, nu știu, hai, las așa. Bun, noi pregătim ăștia, suntem 38. Cred că cu 38 îi batem pe ea. Hai să vedem, ei nu știu cât sunt, că n-ai cum să-i numeri sau ceva. Bun, 42 suntem în momentul ăsta, deci vreau să veniți cu toți aici. Bun, ăsta se va construi super greu. Uite, aici au ei construcții, mă uit eu pe așa pe la ei. Au construit ăsta, bun. Deci ne putem duce, nu mai atacă. Se retrag. Ok, deci se pare că acum în jocul ăsta au și creier, înainte n-aveau creier. Bun, deci mergem în următorul secol. Yay, bun, hai să vedem. Deci avem 128 de țărani care nu fac nimic. Vreau cu toți țăranii să veniți aici și vreau ca voi să îmi mai facem upgrade la mina asta, că e super importantă. Și mai vreau o mină de, uite, o mină de aur. Uite-o, mina de aur. Mergeți și faceți mina asta de aur aici, avem nevoie de ea. Și dacă nu mă înșel, nu prea mai am nevoie de multe chestii. Bun, deci i-am păște, e super ok. Cu ăștia o să mă apăr un moment. Mai mult timp.
că e nevoie. Bun, s-a făcut upgrade-ul, bun, suntem în următorul secol. Deci practic acum nu pot să fac upgrade-uri dacă nu sunt în următorul secol. Interesant. Destul de interesant, pot spune. Hai să facem upgrade-uri. Improves firearms rift barrel. Ok. Hai să mai upgrade-am și noi pe aici chestii. Bun. Nu vreau tunuri deocamdată. Sau de fapt da, uite, astea sunt destul de importante. Facem vreo 20. Bun. Hai să mai upgradăm mina asta. Bun, vreau să mai upgradăm. Asta nici măcar n-am construit-o încă, bro. Bun, deci vreau ca voi să mergeți la lemn. Cred că e ok lemn. Bun, vreau ca voi să mergeți să construiți. Uite aici mina asta. Acum mă descurc destul de bine, filmăm de 15 minute deja. Puternic. Destul de puternic film. Destul de puternică filmarea noastră. Hai să mai facem upgrade acum la paper cartridge and iron ramen rate of fire. Da, hai să upgradăm și asta. E folositoare. Uite pe ăștia, mai upgradăm noi ăștia mai mult de defense așa cum ar veni. A, uite, n-am făcut. Uite ăsta cred că era. Nu, care era? Că văd că astea mi se strică singure și nu e ok. Improved game crops treatment harvesting. Na, fă upgrade la aia, fă și la asta. Nu știu exact ce s-a întâmplat și care e ideea, nu știu de ce merge așa. S-ar putea ca videoclipurile astea să fie cam cele mai lungi de pe tot canalul meu. Pentru că mi-e place foarte mult jocul și am și ce să filmez. Na, mai greu cu alte jocuri, dar e ok. Bun, hai să vedem, upgradăm și asta. Hai să upgradăm și asta. Hai să mai upgradăm și asta. Punem deja oameni să se ducă în ea. Hai, trebuie săteni. Sătenii vani sunt cei mai importanți. Mai bagă săteni. Deci avem vreo 300 de locuitori deja, iar foarte mulți pentru mine sunt săteni. Eu asta am învățat de la experți, că eu jucam cu experți jocul ăsta, gen cu jucători foarte buni. Sick Cossacks, Mercenary, nu știu. Grenadier, Archery, Light Infa, așa. Uite, ăștia erau destul de șmecheri. Și ies destul de repede. Hai să facem 10, să-i mergem, să-i trimitem așa la recrut. Ăștia sunt destul de slăbuți din câte știu, au 150 viață. Ăștia au cam 100, dar au 18 atac. Ăștia au 9 atac. Nu știu, cred că s-au schimbat mult oricum de când n-am mai jucat eu. Oricum e alt joc. Cozaxon era altceva. Oricum, văd că sunt ceva bătăi pe aici destul de interesante. Ăștia văd că sunt destul de tari. Se descurcă ei. Bun, se pare că o să mi-o iau, cred. Nu știu ce să fac acum. Nu știu ce să fac, că nu sunt pregătit. Design multi-barrel cannon. Ok, trebuie să fac upgrade. Ăsta era? Nu. Uite ăsta, nu? Da. Ok, da, o să fiu atacat. Fuck. Merge și voi aici. Vreau mai mulți de ăștia. Stați o secundă că e groasă. Mi-au destul de urât în ritmul ăsta. Uite, vreau să stați cu toții, uite, aici. Să te niștea să plece. Mergeți la muncă, nu știu, vedeți voi. Upgradați și acolo chestii. Aici au intrat toți. Ok. Bun, hai că o ducem bine cu gold, ceea ce e foarte important. Uf, deja atacați, deja atacați, deja atacați, deja atacat. Bun, se pare că au și de ăștia cu puști. Fuck you, că aveți și voi de ăștia cu puști periculoși. Mamă, mamă, cum să mă bat eu cu ăștia? Mamă, ce-mi fac ăștia, ești nebun. Atacați-i! Atacați-i, atacați-i! Hai să vedem, hai să vedem dacă reușim, hai să vedem dacă reușim să le facem față. Va fi greu, dar încercăm. Trage, trage ăsta, trage ăsta, repede, repede. Nu mai am... Ah, fuck. Nu știu, nu cred că le fac față. Simt eu așa că nu le fac față. Fugiți cu toți aici, cu toți aici, cu toți aici, cu toți aici, cu toți aici. Mamă, mă bară de tot ăștia, să-mi bat piciorul. Fuck! Da, mă cam sparg. Aparent, eu iau. Da, e clar, e total diferit de vechiul Cossacks. Parcă, ăștia cred că s-au dezvoltat destul de bine, cred că asta e problema mea. Cred că au... Mamă, ce au ăștia aici, mă. Mamă. Da, e clar, mai am de jucat până pot să... Bine, în momentul ăsta eu pot să-mi revin, dar... Ar fi o tactică să sparg ăsta, știți? Și să-l recreez altundeva, că acolo n-am cum să mai fac oameni. Na, e destul de greu. Mai bine pun capăt, că n-are niciun sens. Bă! Eu zic că e decent. Dau surrender. Aia, am pierdut. Bun, și-mi zice pe aici ce s-a întâmplat. N-am fost cel mai slab, ce mai am fost slab au fost albaștri. Bă, interesant, oricum. Mai multe chestii, campaign, avem avem random map-ul, avem multiplayer-ul. Ia, multiplayer-ul dacă vrem. Welcome to internet game. The game uses the... deci putem juca cu e-mail. Tare. Tare, bun.
Păi sper că v-a plăcut acest episod, dacă v-a plăcut v-am zis nu uitați să apăsați butonul de like pentru că mă ajută foarte mult, pentru că și mie îmi place jocul. Eu am fost Alex, iar nu ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!